Încă de la începutul lunii decembrie, capitala bosniacă a fost acoperită de o ceață. O companie elvețiană de tehnologie în domeniul calității aerului a constatat că indicele pentru Sarajevo este de 301. Numărul se încadrează în categoria foarte nesănătos. Pe locul al doilea s-a clasat orașul indian Kolkata, care are un indice al calității aerului de 239. Poluarea nu este o problemă nouă pentru locuitorii din Sarajevo. Încă din 2020, aceștia au cerut autorităților să ia măsuri. Experții de la acea vreme au spus că poluarea aerului din Balcani este cauzată de mașinile vechi și de utilizarea centralelor pe bază de cărbune. Încă de atunci, autoritățile din Sarajevo s-au angajat să elimine emisiile de dioxid de carbon din oraș, însă până în 2035. Dar creșterea costului vieții a forțat oamenii să-și încălzească în continuare locuințele cu lemne și cărbune, iar poluarea a crescut alarmant pe timp de iarnă. Pe străzi, mulți localnici simt nevoia să poarte măști. Maske, ja mislim se ne moraju nositi maske iz prostog razloga što najopasniji dio aerozagađenja, a to je takozvana fina prašina, PM2,5 i PM1, bez problema prolazi svaku masku i ulazi u plućnu barijeru. Probija i plućnu barijeru i ulazi u krvotok. Dakle, imali mi, nemali masku. Potrivit Băncii Mondiale, anual, aproximativ 3.300 de bosniaci mor prematur din cauza poluării aerului.